de-a lungul discuției noastre despre multe lucruri de la o mașină. Păi de asta ne vedem, ca să ne mai consultăm, să văd ce înseamnă acolo, să vezi ce înseamnă la mine. Nu? Mi se pare normal? Am ajuns să-mi dau seama că nu te-am întrebat de anvelope încă nimic. Nu m-am întrebat de anvelope. Că păi de ce? Îmi făceam casă la Monaco câți bani am dat pe anvelope. Păi de ce? Păi ne-ai zis că e important unghiul și alea, să ai umblat cu unghiul de reglat. Ce treabă are unghiul cu anvelopa? Este vorba de puterea mașinii care așa mușcă din cauciuc asfaltul din gumă. Îți arăt eu uzură la o anvelopă cum se face, imediat. Anvelopele, nu vorbesc de cele curse acum, vorbesc de anvelopele standard la noi, anvelopele pentru turisme, da. Unde trebuie să ai o presiune care ți-o recomandă producătorul și aia trebuie să fie corectă. Asta e valabil la noi, deci presiunea aia e de la carte și într-adevăr trebuie mare grijă avut, pentru că e exact ca și la geometrie, ai presiune slabă în sensul că neadecvată, duce la uzură prematură, automat iar... N-ai stabilitate, mașina trage într-o parte. Bineînțeles că asta e valabil și la camioane, deci... Poate influența, n-ai o stabilitate corectă din cauza anvelopei, riscurile de accidente, mărește consumul combustibilului, uzează cauciucul, sunt o grămadă de dezavantaje. Deja vorbesc ca un transportator. Este un factor foarte important pentru mine, presiunea în anvelopă. Nu te-am întrebat, calitatea cauciucului și ăsta e un factor decisiv pe lângă presiune. Nu, normal că este un factor foarte important și calitatea anvelopei. O anvelopă de calitate, ai și un grafic care spune ce aderență are, ce decibel scoate, ce consum ai, îți dă pe grafic. O anvelopă de calitate îi spune cuvântul, bineînțeles. Că și la curse ai o anvelopă de calitate proastă și ieftină, nu poți să faci timpul ăla care ți-l dorești. Îl regăsești în secunde. Și asta le-am văzut eu pe propria mașină. Am pus anvelope mai de proastă calitate, să spun, și am făcut diferența cu cele de calitate. Noi avem și varianta sau alegerea asta, mă duc cu anvelope regionale sau anvelope de drumuri lungi. Da. Și astea trebuie bine gândite și alese, pentru că noi suntem undeva între, adică avem și mult regional în România, dar facem și multă autostradă afară. Și atunci aici trebuie iar să fim foarte atenți cu alegerea care o facem, pentru că și asta iară după aia ulterior se regăsește în costul de exploatare a mașinii. Deci, chiar și la unul ca mie care vorbește mult, îți dispare graiul.